oboseală constantă, ceață mentală, dureri de cap, excesul de greutate pe care nu poți să-l pierzi, par a te face să te simți ca și cum ai fi eșuat, ca și cum nu ai avea voință. Toată această situație nu este de fapt vina ta. Ești rezistent la insulină și corpul tău îți trimite tot felul de semnale. Pofta ta de mâncare este de fapt mai puternică decât cea a unei persoane obișnuite, pentru că nivelul tău de insulină este cronic ridicat. Atunci când nivelul tău de insulină este crescut, nu poți obține energie din mâncarea pe care o consumi. Așa că organismul tău îți trimite semnale să mănânci mai mult, chiar dacă tocmai ai mâncat, și acumulează grăsime în exces. De fapt, nu poate accesa nici depozitele de grăsime. Vezi? Aceste nouă companii, care dețin cea mai mare parte a hranei pe care o găsim în magazinele noastre de alimente, sunt foarte inteligente. Aceste companii nu vor ca tu să te simți sătul pentru mult timp. Vor să fii mereu flămând, la câteva ore distanță, pentru că astfel îți vând toate gustările. Aceste alimente pe care le consumi tot timpul, nu numai că nu-ți hrănesc organismul, dar nu hrănesc nici microbiomul intestinal care se găsește în mod natural în legume, în fructe, boabe de năut și cereale. Acesta este ceea ce hrănește cu adevărat și alimentează microbiomul tău intestinal. Poți începe astăzi să consumi mai multă fibră din plante, astfel vei hrăni și alimenta microbiomul tău, ceea ce te va ajuta la combaterea obezității și a dependenței alimentare. Fibra scade nivelul de insulină astfel încât să poți arde grăsime, iar doar 5% dintre oameni consumă suficientă fibră. De aceea suntem atât de bolnavi. Acum, companiile alimentare au controlul total asupra ta, dar poți să-ți recriștigi controlul, poți să începi să arzi grăsimea pentru a obține energie prin scăderea nivelului de insulină. Când faci asta, ficatul tău va transforma acea grăsime în cetone, iar cetonele îți vor hrăni creierul, inima, mușchii. Acestea vor reduce inflamația și excesul de grăsime corporală. Ai putea să faci asta. Nu este niciodată prea târziu să-ți recâștigi controlul asupra sănătății tale. Pentru mai multe detalii despre cum poți inversa rezistența la insulină, despre cum poți să scapi de nevoia de a mânca în continuu și cum să duci diabetul de tip 2 în remisie, te aștept cu un mesaj pe WhatsApp.